Și tu fiind un javră te depezi și pe tine în pula mea! Marsei, bune! Salut, suntem Covache! Păi că am un fir de... Ce ai mă? Un fir de păr în gură. Bă, dar tu ai freza lui Guț acum sau mi se pare bine? 1, 2, 3 și... Salut, suntem Dumitru și Covache, iar voi vă uitați la Farse pe bune! Zero regie, doar bășcălie! O să mergem cu o provocare nouă la prietenele noastre, doamnele escorte. Bună, legătură cu anunțul, mai valabil? Bună, ca este. Aș fi eu și Bobiță, să știi. Adică? Vin eu și Bobiță. Cine e Bobiță, dragă? Câinele meu. Câinele tău stă cu mătă acasă. N-am cu cine lăsa, venim amândoi, intrăm amândoi. Da, da. Dar nu pot să sugem pula pe el, că-i mai ușor. Alo. Bun, în legătură cu anunțul te sun, mai e valabil? Da, este. Bun, și ești liber în seara asta? Da. Perfect. Aș fi eu și Bobiță atâta în seara asta. Ce-a zic, aș fi eu și Bobiță. Cine e Bobiță? Câinele meu. Vrei să fac zic cu Bobiță sau ce? Nu eu cu Bobiță, noi trei. Da, o să stau să mă fută câinele tău, pe bune? Da, plătesc, nu-i problemă. Eu nu sunt zoofilă, măi, mie plac animalele de companie, dar nu mă pot cu ele pe românește, ce dracu. Deci nu merge la tine. Păi atunci facem așa, iar pe Bobiță încoace, te plătesc eu pe tine și să te fută Bobiță pe tine. E bine? Bună. Bună. Legătură cu anunțul, mai valabil? Da, de rezultatii. Aș fi eu și Bobiță. Care Bobiță? E, o să vin cu câinele meu. Doamne ferește, tu te dumne în altă parte. Doamne ferește, tu te dumne în altă parte. Bună, în legătură cu anunțul te sun, mai e valabil? Da, este. Perfect, și în seara asta pot să trec pe la tine? Da. Aș fi eu și Bobiță, atâta. Cine? Eu și Bobiță. Care Bobiță? E câinele meu. A, tu și câinele tău, ok, nicio no. problemă. Câinele ce să-mi facă? Să mă lingă în pinză. Și asta. E o problemă? Alo? Bună, legătură cu anunțul? Da, este de actualitate, spune, te rog. Aș fi eu și Bobiță, atâta, bă, e singura chestie. Cine-i Bobiță? E cățelul meu. Și ce vrei? Să nu te deranjeze numai, nu. No. Eu zic că mai sunt și fete care se sperie. A, Doamne, mă gândeam că cine știe ce fantezii și ce nebunii ai prin capul câinele. Nu că intrăm pe rând, nu deodată, stai liniștită, nu amândoi deodată, că e chiar... Ești nebun, mă? Nu, de ce? Plătesc. Tu chiar mă confund, serios, mă confund acum cu Bobița tău. Dar sună, dragul meu, la cine vrei tu, nu ți-e rușine? Rușine? Chiar n-ai un pic de rușine, serios, doar dracu. O curvă mi-a ținut morală. Ție nu ți-e rușine? Alo? Bună, te sună legătură cu anunțul, mai e valabil? Bună, da, este de actualitate. În seara asta ești liberă, da? Da. Aș fi eu și Bobiță. Care Bobiță? E câinele meu, Bobiță. S-a făcut câinele pe mine, nu? Da, în diverse poziții. Da? Și dacă eu mă niște mie slăbozul din piste când mă fute în seara asta, are ceva? N-aș vrea. Băga, mi-ai și slăbozul în gura ta și în ce-i mânca, și în familia ta, și în copiii tăi, și în morții tăi. Atât? Și în toată rasa ta. Atât? Și în slăbozul să te bată pe o farfuria când ai mâncat ciorbă sau ce mănânci tu. Ciorbă? Păi eu mănânc ciorbă. Alo. Anunțul mai e de actualitate? Da. Eu o să vin cu Bobiță, e o problemă? Cine e Bobiță? Câinele meu. Păi, ce să fac cu câinele tău? Să mă pun cu câinele tău? Nu doar tu cu el, noi în trei, gen toți trei. Nu, pentru că nu îmi plac javrele, animalele, eu nu le detest. Și tu fiind o javră, te detest și pe tine în cura mea! Mamă, dar urât! Cineva nu și-a luat medicamentele! Medicamentele! Și tu fiind o javră, te depezi și pe tine în cura mea! Alo. Bună, în legătură cu anunțul te sun, mai e valabil? E valabil anunțul, da. Din seara asta ești liberă? Sunt liberă, dragă, dacă te hotără să vin, mă spun. Da, aș fi eu și Marcu. Păi nu știu care Marcu. Care strage în cur cu arcu. Cu toți morții mătii să și neamul mătii în gât. Băga mea și pula măta și morții mătii. Ha 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 ha
N-am putut să mă abțin! N-am putut să mă abțin! Stai să văd dacă vrea cu Anton! Care starnă în cur pe toamnă! Ia, a dat și mesaj. Futu-ți morții, mă, de ce crezi, mă, că vei să-ți vină din pizdă cu morții tăi? Gata pentru azi! Asta a fost emisiunea! Mai l-a prins surprindere, nu mă aștepta. Nu uitați că avem nevoie de like, share și subscribe. Dacă vrei să-i facem o farsă unui prieten de-al tău, lasă-ne la adresa asta toate detaliile. Deci m-am început pauza aia. Și dacă aveți sugestii de farse, nu uitați că ne puteți lăsa și comentarii cu sugestiile voastre de farse. Evident. Hai, v-am pupat, la revedere! Pa, pa, pa! Aaaa! M-am zis că o bășcălie... Deci care e motto-ul nostru? Bășcărie, slobos, comedie? Până data viitoare, nu uitați că suntem zero regie, doar pula mea. Ce-ar bășcălie? Da. Nu vreți să schimbăm sloganul, că e când greu de țin aminte. Până data viitoare, nu uitați că suntem zero regie, doar bășcălie! Pa! Pa! Dale lui Dumitru!